Conflictul a început imediat după lăsarea întunericului. Pe o șosea aglomerată, autoturismul în care se aflau cei doi tineri a fost blocat în plină stradă. Un autoturism în care se aflau două persoane ar fi fost blocat de alte două autoturisme în care s-ar fi aflat mai mulți bărbați. Ne-au blocat două mașini, s-au dat vreo 10 persoane jos cu barul, cu alea. Agresorii ar fi urmărit mașina în care se aflau tinerii. Au așteptat un moment propice și i-au atacat. Înarmați cu bâte și topoare, nu s-au mulțumit să le aplice o bătaie soră cu moartea celor doi. Au distrus și autovehiculul. Cei doi tineri agresați, în vârstă de 16 și 27 de ani, au ajuns la spital. Doi pacienți care prezentau traumatisme la membru superior și la membru inferior. Ambii pacienți au fost găsiți conștienți, stabili și au fost transportați la Spitalul Județean pentru investigații suplimentare. Scandalul ar fi izbucnit în urma unui conflict mai vechi dintre două familii. Îi cunoașteți, am fost și prieteni, am fost. În cauză se fac cercetări pentru stabilirea identității tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.